orice, oricine este binevenit, nu contează câți ani ai, câți bani ai, de unde vii, de unde provii. Oktoberfest este un festival pentru toate vârstele și spunem noi că pentru toate vârstele. Claudia unde vârstă la Parcul Band o să ne încânte cu muzica în toate aceste 4 zile. Portul acesta minunat în care ne aflăm se numește Portul Kronstadt. Este denumirea în limba germană a orașului Brașov. Vedeți că v-am adus o replică a Brașovului în miniatură. Se găsesc pe printurile acestea cele mai celebre clădiri de la noi din Brașov. Încercăm să vă aducem puțină tradiție de la noi din zonă, cu puțină tradiție bavareză și cu puțină tradiție, să zicem, per total nemțească. Din acest concept nu lipsește berea. Anul acesta, pentru că am împlinit 10 ani, partenerul nostru, care ne este alături în toată această perioadă, a pregătit o bere nouă, se numește Malzbier. Este o bere cu o concentrație mai mare de alcool, ceea ce bucură pe toată lumea. Are un 5,1% alcool față de alte beri care au 4,5, 4,6, 4,8, deja este o concentrație mare pentru o bere. Are un gust mult mai puternic și este o bere făcută din malț. De aia se și numește malț. Deci este o bere deosebită pe care o să o găsiți doar acum, este ultima oară când mai poate fi băută, în acest weekend la Pitești. Și avem un stoc pe care trebuie să-l terminăm. Deci mare atenție să vină toți piteștenii în acest weekend să guste berea Malzbier și să terminăm să epuizăm stocurile, da? Deci trebuie să nu mai avem alt eveniment, deci toată berea trebuie să o consumăm acum la cât suntem la Pitești. Începeți în această seară la ora 18, înțeleg. Ce program va fi? Nu știu, va fi ceva... Fiecare zi de la ora 11 la ora 23. Programul este cu muzică germană, muzică românească și cu muzica pe care o pregătește DJ Edelweiss pentru dumneavoastră.